suspenda pe ani de zile plata ajutărilor salariale celor care sunt dați afară sau sunt trecuți în rezervă, dacă vorbim despre militari. Bine, să începem cu cei care participă mâine, să-i anunțăm. Da, asta, și pe urmă asta, să continuăm. S-a spus, suntem toate sindicatele participate. Da, dar nu le-am numerat. O să le nominalizăm. Am spus decât cei trei participanți. Deocamdată, dăm numai legile organice generale, care îi privesc pe toți, pentru că poate pe lângă cei care și-au anunțat participarea, vor mai veni și alții. Timp este destul. Deci legea, noi solicităm respectarea și aplicarea integrală în forma inițial promulgată a următoarelor legi organice de la data publicării în Monitor Oficial. Legea cadru 153 a salarizării, privind salarizarea persoanelor plătite din fonduri publice. Și aici mi-aș permite să atrag atenția camarazilor pe care îi sprijinim de 2 ani de zile în stradă, e vorba de polițiști, de sindicatele polițiștilor. Nu li se aplică legea de 5 ani de zile, în situația în care noi am anunțat meeting pentru mâine și i-am chemat să vină în sprijin, a apărut ministrul Bode și a anunțat că le mărește salariul cu 75%, dar nu se știe pe ce bază legală. Deci este un fel de război hibrid. Războiul hibrid înseamnă care minte mai tare. Aceasta este realitatea. Ca să mergem pe legislație, este legea 195 a statutului personalului feroviar legată tot de salarizare, de promisiuni. Ultima dată, la ultimul meeting la care am fost împreună, promisiunea era pentru 1 aprilie. Evident că a fost o păcăleală de 1 aprilie. Legea 223 pe 2015 a pensiilor militare de stat, care deci nu se aplică din 2015 pentru că a fost distrusă sistematic și asta este o altă modalitate prin ordonanță de urgență. Legea 127 pe 2019 a pensiilor civile, legea 234 din 2019 a statutului personalului silvic. Apropo, aici sunt chestiuni grave și vă propun o emisiune specială pe mediu și vă aducem sindicaliști care au curajul să spună cum se desfășoară furtul generalizat în acest domeniu. Corect. În special în anumite județe din centrul țării, unde s-a profitat masiv de pandemie și unde nu numai pădurile au luat-o razna, ci cam tot ce mai are părul român în proprietate. Legea 232 pe 2016 privind din industria națională de apărare. De la 246.000 de profesioniști au ajuns la circa 5.000 la ora actuală. Cam asta este realitatea și noi ne lăudăm că nu ne lăudăm noi. Minte Putin că sprijinim noi cu armament pe nu știu cine și formăm noi nu știu ce. După ce ne-a făcut anul trecut idioții Europei, acum organizăm atentate pe nu știu unde. Cu ce? Cu prăști și cu sulițe și cu aparate de zbor de pe vremea lui Vuia și Vlaică. Parcă spuneți că strâns vreo 200 de prăști. 200 de prăști am strâns. Mai trebuie să niște măciuci, niște sulițe și luptăm. Avem 10 arguri. Da. Legea coșului minim de consum pentru un trai decent în România, care va trebui permanent actualizată, întrucât inflația reală a sărit de mult de 17%, nu cum suntem mințiți. Astea sunt chestiunile generale. După care vin problemele specifice fiecare categorie socioprofesională. În privința participanților, deci în afară de CFR Călători, care se pregătește să ia pe urma lui CFR Marfă, așa cât de curând, întrucât profesioniștii care au desfințat CFR Marfa au fost aduși la CFR Călători să procedeze la fel. Sindicatele din spitalele CFR din nou se pune problema furtului spitalelor CFR de către mafia terenurilor din România. Doamna Denisa Popovici este în procese de ani de zile pe tema asta. Sindicatul cadrelor militare disponibilizate, care a făcut apel la toate organizațiile rezerviștilor să vină mâine, întrucât domnul prim-ministru ne-a promis negocieri cu noi pe data de 24 februarie. Din nenorocire, domnul Putin a atacat. Dacă ataca pe 25, ajungeam la negocieri. Întrucât am ajuns la concluzia că acest război s-ar putea să dureze până ne mutăm toți la cimitirul Ghencea, solicităm și mâine, prin materialul pe care l-am pus la dispoziție, precizarea datei reluării negocierilor cu noi. Acestea, pe lângă aceste sindicate, îi dau cuvântul domnului Maxim Rodrigo în calitate de înlocuitor la comandă al domnului Popescu, pentru că dânsul va fi mâine în stradă, vicepreședinte al Confederației, ce alte sindicate mai vin alături de noi mâine. Deci pe lângă asociațiile rezerviștilor și ceapă. Mâine, 4 mai 2022, la meeting-ul de protest din fața Guvernului României, între orele 10.30 și 13.00, vor participa și alte organizații sindicale afiliate la Confederația Sindicală Națională Meridian,
din următoarele domenii de activitate. Cele din Poliția Națională, Poliția Locală și Vameș, unde responsabili sunt domnul Lincu Vasile și domnul Filimon Florea. Din Agricultură, unde responsabil este domnul Nichim Costel. De la funcționarii publici și contractuali, unde responsabili sunt domnul Mircea Mureșanu și domnul Ringo Dămureanu. Din Civicultură, unde responsabili sunt domnul Geană Silviu și domnul Stoicescu Marian. De la Minerii din Valea Jiului, din Bazinul Carbonifer Oltenia, unde responsabili sunt Darius Câmpean și Constantin Crețan. De la personalul nemedical din Sănătate, unde responsabil este domnul Valentin Chifor. De la lucrătorii din industria de apărare, unde responsabili sunt domnul Ivan Ion și domnul Oproiu Ion. De la personalul aeroportuar din țară și din București, unde responsabil este domnul Voinopol Mircea. De la personalul nedidactic din învățământ, unde responsabili sunt domnul Mircea Mincu și domnul Păun Voicu. De la televiziune, de la TVR, unde responsabil este domnul Ștefan Stănescu. De la Federația Sindicatelor Navigatorul, unde responsabil este doamna Nina Băcescu. De la personalul civil din Ministerul Apărării, unde responsabil este domnul Stoian Constantin. De la lucrătorii din sistemul de gospodărire a apelor din România, unde responsabil este domnul Constantin Alexandru. De la STB Transpublic, unde responsabil sunt domnul Ivan Florin și Florian și domnul Ciobănescu Valer. De la CFR Călători, a spus, de la Spitalele CFR. Pe lângă ce menționați, am mai solicitat să trebuie, toți sunt prezenți cu delegații, pentru că o să discutăm despre povestea numărului. Am mai solicitat de la Sindicatul Tinerilor Profesori, pe linia Consiliului Național al Societății Civile, de la Sindicatul Cadrelor Universitare din București, să vină reprezentați, de la Sindicatele Revoluționarilor, de la Confederația Spiru Haret din Învățământ, de la domnul Hușanu de la Sanitas București, adică toți cei care sunt... Să vină invitați de aici. Ca invitați, da. Se face o mare propagandă împotriva sindicat. Ce sindicat, domnule, au scos 100? Păi de 2 ani de zile suntem limitați la 100, că suntem 1000 în loc de 100, asta e altceva. Da. Apropo că se mai încurcă unii la numărătoare. Acum nu suntem 100, domnule. Acum nu suntem limitați la 100, ne-au limitat la 1000 plus invitați. Să dea Dumnezeu să vină 1000 și 100 de mii de invitați, că atunci vom fi luați în serios. Mm-hmm. Un singur lucru vreau să atrag atenția tuturor telespectatorilor. Nu vi se pare stupid? Am atras atenția la un alt post de televiziune. Nu vi se pare periculos? Nu vi se pare trădare de țară? Că în condițiile în care războiul bate la ușă, televiziunile, așa zis și purtători, de fapt, manipulatorii partidelor politice, își bat joc în continuare, în primul rând, de structurile militare și de rezerviști, de cei din industria de apărare și de polițiști. Oare chiar nu se sesizează nimeni chestiunea asta? Oare ce se urmărește? Taman că războiul bate la ușă, nu că își bat joc de noi cum și-au bătut de 13 ani încoace. A ajuns dincolo de orice imaginație această bătaie de joc. În rest, promisiuni cât cuprinde. De 1 aprilie se rezolvă totul. Vă dăm statutul ceferișilor. Păi noi suntem cu statutele rămase de pe vremea lui Stalin, dacă este să le luăm la mamă rugi. Și în plus și contractul colectiv de muncă negociat și semnat la nivel de CFR Călători. Domnul, uite acum. Pe care nu l-avem nici acum. Acum când eram pe drum, ca să vă mai dau un subiect să fiți foarte virulent, specialistul dumneavoastră, directorul dumneavoastră general de la CFR Călători, fost la CFR Marfă, Dumnezeu să odihnească CFR Marfă, viitorul va fi că vom avea operatori străini germani, probabil pe căile ferate române, s-a terminat cu independența și cu domeniul strategic CFR, a luat decizia, acum am primit pe drum, să desfințeze auditul și controlul financiar de gestiune. Asta înseamnă că vă paște o restructurare în care nu mai rămâne un cu persoană. Păi da, ca să nu se mai știe. Auditul. Vor să facă centre feroviare și centre zonale administrative, nu știu cum, zonale și de nu 30, știu exact ca la CFR Marfă. De 32 de ani în această țară, reformă înseamnă distrugere, desfințare. Haideți să ne înțelegem. De ce nu, dacă tot așa îi place organizarea de la CFR Marfă, decât să aducă toți directorii de la CFR Marfă și să facă reorganizarea asta la CFR Călători, unde teoretic și practic nu se mulează pe ce are CFR Călători decât dacă vrea să distrugă, mai bine s-ar duce dumnealui înapoi la Marfă, că găsește structura, găsește directorii acolo. De ce să facă atâta zăpăceală? Că am văzut ce înseamnă CFR Marfă. Pe mine mă distrează supărarea colegii noastre, pentru că nu pot imagina cum poate intra spitalul militar tot
în spitalul Viting, care este cât jumătate de pavilion din spitalul militar. Și pe ăla, nu intră tot. Nu e vorba de asta, dragă. E vorba că îi scot pe fraierii de militar la înaintare ca altcineva să umfle spitalul Viting. Și în jurăturile să fie la adresa proșilor de militar. Și celelalte spitale CFR, nu numai Vitingul. Adică 2 ani de pandemie au distrus tot ce se putea distruge, șmecherii externi, iar politicienii noștri sunt ca niște garofițe. Ori nu înțeleg nimic, ori le e frică să se bată pentru noi și pentru țară. Nu, înțeleg ce e important pentru ei, patrimoniu. Patrimoniu și pentru firme, compartimentele alea de... Bineînțeles. Care sunt pentru viza medicală și psiho. Ce doamna Denisa Popovici, vă rog. Haideți să facem așa o mică istorie acestui mare jaf care se pune la cale, adică cedarea tuturor spitalelor CFR. Urmează cele militare și politicile militare. Începe în 2013, când Relu Fenechiu a cedat aceste spitale printr-un protocol Ministerului Sănătății. Atunci, împreună cu cei doi prieteni, m-am dus la unul dintre foștii miniștri ai apărării, cred că și-aduce foarte bine aminte, domnul Mircea Dogaru, și l-am întrebat în disperare de cauză: domnule ministru, cum ați reușit dumneavoastră să nu respectați acea recomandare europeană și să desființați spitalele militare, iar noi în transporturi pierdem toate spitalele CFR? Răspunsul a fost terifiant, pot să spun. Mi-a spus: știți ce s-a întâmplat? Ministerul Apărării a avut întotdeauna ministru. Dumneavoastră ați avut numai conducători vremelnici. Și atunci am înțeles tot. Nu am trebuit să aflu nimic. Am înțeles. Aceea era o recomandare de care s-au folosit niște oameni ca să distrugă o rețea. Nu fiindcă vreau să o mențină sau să o dezvolte. Ca să înțeleagă telespectatorii că e domeniul medical. Există niște meserii care au boli specifice. Piloții și aviatorii, mecanicii, navigatorii, minerii, militarii. Sunt spitale în sistem propriu care tratează în primul rând boli specifice. Dar toate ministerele, fiecare. Duceți-vă la spitalul militar acum să vedeți dacă găsiți un militar pe acolo, o rezervă sau în activitate ca pacient. Apoi a urmat pandemia. A urmat anul 2020, când toate spitalele CFR au fost puse la dispoziția Ministerului Sănătății și spitalelor militare și au fost imediat în linia întâi, s-au transformat toate în spitale COVID. Imediat au văzut, totul a fost foarte bine, nu am avut incidente, nu au fost probleme, ne-am pliat, am rezolvat toate problemele. Însă, tot în anul 2020, anul marilor încercări, mai ales pentru noi, pentru sistemul de sănătate, debutează cu apariția ordonanței numărul 7 din 28 ianuarie. O să vă citesc pe scurt despre ea. Pentru modificarea și completarea ordonanței de urgență a Guvernului numărul 39 din 2018 privind parteneriatul public-privat și pentru stabilirea unor măsuri privind investițiile publice. Acesta se referă în mare la operarea celor 15 spitale cu 3.899 de posturi, ce urmează a fi preluată de un investitor privat care va investi în modernizarea lor și va prelua veniturile de la CNAS pentru o perioadă de timp agreată de comun acord în cadrul parteneriatului public-privat. Articolul 2 aliniatul 1. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor preia de la Comisia Națională de Strategie și Prognoză următoarele proiecte strategice de investiții. A. Autostrada Târgu Mureș, în fine, multe autostrăzi, iar la punctul I, operarea de servicii în parteneria public-privat în domeniul sănătății în cadrul unui pachet compus din spitalele CFR. De aici și-au adus din nou aminte ce au vrut să facă în 2013, când n-au reușit și am reușit într-adevăr să anulăm ordonanțele și legea prin care spitalele au trecut la sănătate și s-au întors din nou la transporturi. Și acum începe distracția. Săptămâna trecută, joi, este chemat la Ministerul Transporturilor, managerul spitalului CFR Viting, cu actele, să se discute eventual o preluare a spitalului de către spitalul militar, că el intră în renovare și să facă transfer la spitalul Viting, o poveste siropoasă pe care nu a crezut-o nimeni. Vă dați seama, spitalul militar doar
poarta unde stau pasnicii este cât spitalul Viting. Exact. Deci nu era de cât o preluare pe fața. Iar medicii militari găsești la toate spitalele, inclusiv la spitalele CFR, ăia buni mai puțin la spitalul militar. Că s-a scăpat de ei de mult. Dar nu se oprește aici, pentru că apare un articol în anchetatorii.ro în care apare adevăratul motiv al acestui transfer al spitalului Viting, care de fapt este o monedă de schimb a ministrului transporturilor, în contrapartidă cu un teren la aeroportul Timișoara, unde ministerul transporturilor să facă un terminal pentru plecări externe, iar spitalul Viting să treacă la spitalul militar. În același timp, pe parcurs spre aprobare, se pare că este un ordin al ministrului transporturilor prin care toate celelalte spitale să fie cedate unor ministere sau unor entități locale sau prefecturi, cine le vrea. Pentru că domnul ministru Rafila a refuzat aceste spitale, spunând că el are spitale în subordinele, acestea sunt spitale specializate, mai ales pe siguranța transporturilor, ceea ce știți. Da. Acum, problemele sunt foarte mari. În clipa în care aceste spitale, toate, ar pleca din cadrul Ministerului Transporturilor, ar interveni problemele legale. Și anume, faptul că foarte multe dintre tratatele externe prevăd ca Ministerul Transportului să aibă aceste entități în subordine. Cel mai important este SOLAS-ul, care nu permite navigatorilor să acosteze în port dacă în subordinea Ministerului Transportului nu există o unitate spitalicească și o policlinică care să acorde... Primul ajutor. Am să vă citesc numai care sunt directivele, ca să vedeți cam câte se încalcă. Primul este directiva 2004/49 a Comisiei Europene, a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004, privind sistemul de management al siguranței care trebuie să țină cont de aceste directive. A doua este directiva 2007/59 a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2007 cu privire la anumite aspecte ale condițiilor de muncă ale lucrătorilor mobili implicați în serviciile de interoperabilitate transfrontalieră. Unde spune și de competențe și de întreprinderea feroviară care dă permise numai propriilor mecanici de locomotivă, deci Convenția STCV din 1978 cu amendamentele ulterioare aduse de directiva din 2001. Directiva 96, publicată în jurnalul oficial L252 din 1996. Convenția internațională din 1974, SOLAS, cu amendamentele ulterioare privind ocrotirea vieții omenești pe mare, la care România a aderat încă din 78 și care prevede că porturile maritime de intrare și ieșire din țară să dețină obligatoriu facilități sanitare pentru evitarea unor potențiale epidemii. Codul internațional privind securitatea navei și a facilităților portuale, codul ISPS. Legea numărul 773 din 29 octombrie 2001. Ordonanța numărul 27 din 31 august 2011 privind transporturile rutiere, Ordinul 769 din 4 octombrie 2011 pentru aprobarea normelor de procedură de agreare de transporturi a unități specializate, deciziile Curții Constituționale numărul 5/11/117/304 din 2001, care spune foarte clar că organizarea activității de asistență medicală și psihologică a personalului din transporturi cu atribuții în siguranța circulației și navigației este strict în subordinea Ministerului Transportului. Așa cum reiese din aceste prevederi legale prezentate, singura autoritate de stat cu competențe în domeniul medical din siguranța circulației și navigației este Ministerul Transporturilor. Examinările medicale și psihologice ale persoanelor care concură la siguranța circulației pe segmentul feroviar nu pot fi externalizate decât unei întreprinderi feroviare. Este directiva 2007/59 a Consiliului European, articolul 19, aliniatul 1, litera B, aliniatul 4, litera A și B. În consecință,
prin transferul acestor spitale din subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, subordinea Ministerului Sănătății, aceste unități își pierd posibilitatea de a asigura activitatea de asistență medicală și psihologică pentru personalul din transporturi cu atribuții în siguranța circulației și navigației, întrucât, așa cum v-am arătat anterior, competențele pentru aceste examinări le are doar Ministerul Transporturilor, în calitate de autoritate competentă prin structuri proprii. Dacă îmi dai voie, doamna Denisa, deci în mod sigur ce se întâmplă acum este interesul firmelor private, care în prima și prima dată și prima dată au încercat să intre pe cabinetele medicale de siguranță circulației. Au intrat, dar nu s-au mulțumit doar cu atât. Au zis ca să vă elimine de tot, pentru că dacă vă elimină, rămân numai ei pe aceste cabinete de siguranță circulației, care sunt de fapt cele care aduc bani în sistemul de sănătate. Dar problema nu este numai asta. Și a patrimoniului. Este pe partea cealaltă este problema patrimoniului care interesează pe ceilalți. Și ați văzut că sunt foarte mulți, începând de la servicii, oameni buni, e război, ați făcut socoteala câte policlinici militare au dispărut, că noi nu mai avem acces în spitalul militar și ne ducem la CFR sau în altă parte? Păi până acum te lăudai cu ministrul armate și acum spui că nu mai ai acces nici în spitalul militar. Cu care ministrul armate m-a lăudat? Eu l-am lăudat, cu care m-a ajutat pe bine. E vorba de aia care încă mai țineau la armată. Deci, domnul Rodrigo. Numai puțin, vreau un secund. Da, vă rog, doamna Denisa. Așa, vreau să vă mai spun așa succint cam care este istoria acestor spitale CFR. Primul spital CFR este cel din Iași, care funcționează de când a apărut unitatea din Moldova, prima cale ferată din România, în anul 1869. Pe parcursul celor 153 de ani de funcționare, ea a crescut și și-a mai făcut și alte unități spitalicești în cadrul ei. Un alt spital, al doilea spital, este spitalul din Simeria, care apare prima dată atestat documentar în secolul al XIX-lea. În 1876 el apare sub denumirea de Spital Feroviar, Spitalul General Căi Ferate Simeria. Spitalul Clinic CF Cluj-Napoca este un spital construit în sistem pavilionar și prima clădire a fost construită în 1886. Spitalul CFR Timișoara a fost construit la începutul anilor 1900. Spitalul CF Viting, care este un spital de referință al rețelei transporturilor, este situat lângă Gara de Nord. Da. El a fost fondat în data și a început activitatea pe 27 iulie 1918, când doctorul Viting a pus bazele chirurgiei vasculare în România și a cedat o parte, unul dintre terenuri, pentru acest spital. Construcția actuală a fost realizată prin grija Casei Muncii CFR. Deci nimeni nu a venit cu bani de acasă. Au fost făcute din banii ceferiștilor. În perioada 1925-1927, după planurile arhitectei Mariei Costescu, pe baza unui concept al cunoscutului inginer Angel Salini. În acest spital a activat între 1936 și 1944 celebra doamnă profesor și academician Ana Aslan. Spitalul CFR Ploiești, Pașcani, este construit în 1927. Spitalul Clinic CF2, piatra de temelie, este pusă în 1942. Brașovul, în 1947. Craiova, în 1948. Constanța, în 1948. Ploieștiul, în 1951. Oradea, în 1954. Sibiu, în 1955. Galațiul este mai nou, în 1980. Și Drobeta Turnu Severin, în 1968. După cum vedeți, aceste spitale nu au apărut că a vrut vreun ministru, nu a apărut că și-a dorit cineva, ele au apărut dintr-o necesitate. Și tot dintr-o necesitate ele trebuie să existe. Bun, care e motivul pentru care nu vor să mai aparțină
Ministerului Transportului. Pentru că de aici înainte cine are bani să tratează, cine nu se duce la baba Leana să ia ce ai. Măi, firmele au interesul să pună mâna bună. Până la firme. Cabinetele mai multe medicale și alții care sunt dezavantajele. Cel mai important lucru este că aceste spitale, din nefericire pentru ele, sunt toate foarte bine plasate în marile orașe. Au ajuns în centrul orașului, mafia imobiliară. În cale ferată, că ele sunt făcute toate în pe fiecare regională de cale ferată, așa au fost concepute. Și au niște terenuri generoase. Deci lupta este pentru terenul și clădiri, nu pentru personal. Spitalul militar, pentru că ce teren are? De personal nu au nevoie. Nu, și nici nu vor avea nevoie. Ei vor ceda aceste terenuri și clădiri, după care de personal nu au nevoie. Ca să aleg de spital de ce vrei, să înțelegeți de ce sindicatul a dat în judecată niște personalități la ora actuală. Deci, odată, întâi, mai avem personalități la ora actuală. Da, întâi militarii și ceferiștii au propriul lor sistem de sănătate pentru boli profesionale. În momentul în care a apărut aviația civilă și militară, și ei au beneficiat, pentru că una este o boală specifică pilotului de elicopter și alta este că face vertij neacaisă care bea ochii lui Dobrin de dimineața până seara în cârciumă. Deci sunt spitale care sunt specializate pe boli profesionale. În aceste condiții, noi prin lege dintotdeauna, militarii și polițiștii, avem asigurat prin lege statut gratuitatea tratamentului medical în unitățile spitalicești proprii. Foarte corect. Bun, nu se mai respectă de până în 85, de când se pregătea intens Revoluția Spontană. Iar acum s-a dat ordonanța 130 pe 2021 și am fost impuși la CSS, adică la plată, în condițiile în care noi avem gratuitate. Motiv pentru... Aveați. Avem. Nu avem, că statutul încă există. Scripticare. Avem, scripticare avem. Scripticare și noi avem spitale exact. CFR. Fapt, deci, nu practic, mi se desfințează toate drepturile, mi se mulțesc obligațiile și suntem băgați de 3-4 ori la plată pentru un serviciu care de fapt nu există. Pentru că te duci unde poți și așa mai departe, dar nu acolo unde ar trebui să fii primit cu zâmbetul pe buze. Acolo ești primit cu ușa trântită în nas, la ora actuală. În condițiile în care războiul bate la ușă. Și în condițiile în care domnii medici ar trebui să știe că sunt militari în primul rând, nu să sugă la 7 oi și s-ar putea să fie din nou obligați să opereze la lumânare sub bombardament, în foaie de cort. Deci, pe de o parte, nu vor fi scutiți de efort. Exact. Pe de o parte ne plângem că vine războiul și drobul de sare ne cade în cap, pe de alta radem tot ce se poate. Plecând de la acest aspect, pentru asta am dat în judecată pe cei care nu ne protejează. Ca o scurtă citire, ca să trecem și în domeniile celorlalte organizații pe care le reprezintă domnul Rodrigo. Noi am considerat, ca militari, că sunt necesare investiții în serviciile publice de interes general și național și reconsiderarea drept domenii strategice a transporturilor feroviare, aeriene, navale, distruse. Să le întrebăm pe domnul Băsescu cum de-a reușit să le pună cu botul pe labe. Acum se duce și taromul, cum spunem noi de mult. Industriei de apărare, agriculturii, silviculturii, gospodării apelor, societății române de televiziune, societății române de radiodifuziune. Ce mai avem, cu alte cuvinte? Îți bate războiul la ușă. Tu nu ești în stare să asiguri hrana populației, apărarea populației, muniție, armament și te angajezi să dai nu știu cui, nu știu ce? Păi poate prăști și mă rog. Adoptarea unor măsuri active pentru susținerea financiară a fermierilor români. La fel este situație de necesitate strategică la ora actuală, privind energia electrică și îngrășămintele pentru agricultură. Păi cu ce îți hrănești soldatul? Actualizarea de urgență a legii 232 pe 2016 privind industria națională de apărare, care trebuie relansată în actualul context geopolitic. Păi din 246.000 de profesioniști, ingineri, tehnicieni, subingineri, muncitori de înaltă calificare, mai avem ca la 5.000 la ora actuală. Și deștepția de generalul lui Putin, românii înarmează cu CNN. Că românii se pregătesc să atacă cu ce? Cu cozi de lăupezi? Cu ce să atacăm tirați? Cu general. Cu general, da, general avem, putem să dăm general transport. Bine zice, cu miile din soldați și caporali făcuți general retragere. Mai departe, actualizarea strategiei naționale privind apărarea teritoriului și adoptarea unei strategii noi pentru relansarea industriei în sensul ăsta, pentru protejarea intereselor naționale de apărare ale României în contextul unei potențiale agresiuni externe împotriva României sau a oricărui stat membru NATO. Perfect. Adică la gargară suntem primii.
Câte regimente de aviație mai avem? Păi dacă lăsăm la o parte... Ce spune articolul ăsta. Asta rusești, mai rămânem cu două, cu IR-99 și cu... să nu le zic, cumpărate cu zecile de la americani și mai sunt 17 stare să zboare că sunt vechi de 60 de ani. Și pe urmă ne întrebăm de ce se dezmembrează elicopterele în aer la paradă sau de ce cad. Păi am văzut că mai cumpărăm acum unele de vreo 50 de ani. Pe timp de, propun voia 1, voia 2, Vlaicu 1 și 2. Amendarea legii 168/2021 în sensul acordării echitabile a drepturilor de veteran tuturor militarilor și polițiștilor care au îndeplinit misiuni de luptă și în țară, nu numai în străinătate. S-a băgat zâzania și între ăștia activi la ora actuală. Domne, militari adevărat sunt numai aia care se duc să... pentru unul care se duce acolo cu misiuni de menținere a păcii, nu de luptă, atenție, de pace. Sunt 10 care lucrează în țară. Bașca că execută... Care teatrele? Păi tocmai asta vă întreb. Execuți misiuni de apărare și în țară. Păi ce, Putin mă atacă în Afganistan? Nu mă atacă Marea Neagră și la Dunărea Maritimă? Nu mi-a tot teritoriul fost românesc? Apropo, pentru televiziuni, să se știe. Ucraina înseamnă textual la margine. Era țara de la margine a Moldovei, pe care Ștefan cel Mare a moștenit-o de la înaintași și care a fost furată pentru un congres internațional la Istanbul la 12 septembrie 1740. Avea 44.500 de kilometri pătrați și numai români locuitori. Transnistria românească a fost furată de la Moldova, între Bug și Nistru, în 31 decembrie 1791, consfințită în pacea de la Iași din 1792. Faptul că n-am învățat la istorie nu ne permite să spunem, dar niciodată n-a fost Transnistria românească. Ce spuneți, bă, deștepților? Că toate orașele alea sunt făcute de domnii Moldovei și toată populația era românească. I-au deznaționalizat, i-au, cum a făcut Stalin cu tătarii din Crimea, pentru da. Că au ținut cu nemții, i-a depărtat pe toți, a băgat râși. Ucraina a fost creată artificial. Bașca, apropo de invenția, numită Basarabia, exact. 45.634 de kilometri pătrați. Cât are așa zis Republica Moldova acum? Cu 4200 de kilometri pătrați în Transnistria, 27, da? Și cu încă 431. Și restul unde sunt? În zisa Ucraina. Trecem peste. Deci, primejdie este aici. Păi nene, când consider veteran, consider veteran pe oricine participă la o misiune de luptă. Fie în țară, fie în afară. Deocamdată misiunile de luptă sunt misiuni de menținere a păcii. Reobținerea prin legea statutului de spitale și unități sanitare specializate pe boli profesionale, a spitalelor și policlinicilor militare, ale piloților și aviatorilor și ale personalului CFR și de siguranță a circulației feroviare și rutiere. Asta cere SCPD-ul. Renegocierea. Câți veterani mai aveți? Stai puțin, care veterani? Păi a fost ziua care veteranilor de război. Veterani nu sunt numai aia din al doilea război mondial. Veterani sunt acum toți cei care au fost în misiuni de luptă în țară și în afară. Când a fost? Vine, în concept, ziua veteranilor în concept de NATO. Dacă așa. Nu mă înșel. Renegocierea PNRR, atenție, asta e pentru pensionarii civili, ca să înțeleagă de ce cerem asta. Cu scoaterea pensiilor militare de stat definite drept ocupaționale din procentul prevăzut de 9,4% din PIB. Întrucât șmecherul ăla care nu s-a consultat cu nimeni, decât cu niște șmecheri din afară, care vor veni consilieri pe aplicarea PNRR și așa mai departe, a stabilit că timp de 50 de ani de aici înainte, salariile și pensiile nu mai cresc. Și a stabilit un procent de 9,4% din PIB pentru pensii. Dar ce caută militarii acolo, în procentul ăsta? Întrucât noi suntem plătiți separat, noi nu avem contracte de muncă și de prestare activității 24/24 la ordin, iar pensiile noastre sunt de fapt soldă de rezervist, una. Și sunt plătite din aceiași bani din care sunt plătite înzestrarea, dotarea, instruirea, salariile. Păi dacă ne iau iarăși și ne aruncă grămadă pe Casa Națională de Pensii aiurea, cum a făcut-o Băsescu, am cocoșat-o. Dacă ieșim din PNRR, cu care nu avem nicio legătură juridică, va avea domnul Budăi suficientă marge să mai crească pensiile civile. Modificarea UG 130 în sensul acordării sporului de 10% tuturor militarilor și civililor din structurile noastre, întrucât la noi s-a acordat doar 2,6%, pentru prea că când trebuie să ți se dea un drept, se calculează pe brutul lui Teodorovici. Da. Și îl pierzi, că nu-l vezi. Deci am un care a avut 800 de lei pensie, în loc să-i se mărească cu 10%, i s-a mărit cu 2,6% și a fost băgat cu 10% în plata CSS-ului și a ajuns la 661. Păi zic, cum dracu? Păi s-a luat după brutul lui Teodorovici. Adică ăia 46% pe care îi datorează angajatorul i-au fost calculați lui, în brutul lui, și n-a beneficiat de nimic.
Sunt o felul de șmecherii finanțiști și noștri au o imaginație mai ceva ca lui Putin și al lui Biden la un loc. Adică ăștia sunt maeștri, dai seama, de la Vlad Țepeșcu. Maeștri războiului hibrid. Salariul cu 10% de la 1 aprilie. Da, de la 1 aprilie, dar o să avem iar la polițiști, 2022 mai mic decât iar la polițiști ca să nu iasă în stradă mâine alături de noi cu 75%. Da. Abrogarea legislației nejustificată a liberalizării prețurilor la energie și carburanți. Pe cu cine mă concurez? Eu cu eu? Sunt a doua țară din Europa producătoare de gaz. De unde e nesimțirea asta, furtul ăsta pe față, ticăloșia asta la adresa poporului român? Numai pentru că niște șmecheri instruiți în afară, zeci de mii câți drac or fi, și trebuiși aici pe post de genii, cât au fost în guvern, au aruncat piatra, iar nou guvern nu este în stare să scoată piatra de lac și să facă curățenie. Deci revenirea imediată la situația dinainte, pentru că nu se justifică liberalizarea. Mai departe, pe linie de transporturi. Păi noi suntem în procese și cerem de ani de zile redeschiderea aeroportului de la Târgu Mureș, de mare importanță strategică. De ce l-au închis? Pentru că mintea aia, pe plan local, că n-are pistele suficient de lungi, e de mare importanță strategică pentru frații americani. De ce? Pentru că vreau de mereu în combinație cu Victor Orban să facă la Nisenta și încă într-un loc la Tsekent, din aeroporturi private, din aerodromuri private să facă aeroporturi, mă, ca să facă stat în stat. Pe tine te-au mai cântat ea prin toate ziarele de câteva ori. Nu, ne-au cântat pe toți trei, vă rog frumos. Deci când a început pandemia s-au grăbit să bage în Parlament legea care trecut neobservată de autonomia ținutului secos. Da, da, da. Și a apărut un protest direct la președinții camerelor prin CES, semnat de cei trei pe care îi vedeți aici, la care s-a mai adăugat după aia alte sindicate, domnul Dămureanu parcă a fost imediat alături de noi, așa, inclusiv organizația lor de afară. Bineînțeles că feciorelnică media noastră n-a pomenit nimica, dar în rest toată presa de limba lui Alexandru Petici, pe care îl numesc Șandor Petăfi, ne-a înjurat și în Europa și în lume că în loc să ne vedem de sindicate, ne băgăm noi peste ei să nu-și facă ei autonomia ținutului secuiesc. Asta este ideea. Da, merge cu pașaport prin România. Exact. Și apropo, păi, eu aș ridica o întrebare. Că Putin ne-a făcut idioții Uniunii Europene, că nu mai avem nimic, că am avut armată, că am avut industrie, că am avut aia, că îți bat până și ungurii joc de noi, sunt declarațiile lui. Ca după aia să mintă că pregătim teroriști și ne armăm pe nu știu cine, e una. Mercenari. Dar când fondatorul... Teroriști nu pregătim, pentru că ne distrugem singuri, nu avem nevoie de teroriști. Păi, dar bineînțeles, nici nu mai trebuie să trimite la rachete. No. Drumurile și căile noastre ferate le-am distrus singuri, nicio problemă. Urmează, mai rău ca la urmează hidrocentralele, da. Auzi, dar aici George e perfectă dreptate, că și la noi la CFR Călători și peste tot în domeniul feroviar, acum a început să distrugă din interior. Îți spune director general, exact cu metoda care am spus-o, care vrea să facă ca la marfă, dar ce recomandă marfă? Că marfa e păducă. CFR-ul vostru, marfă, e stare să transporte tancuri sau nici măcar căruțe la ora actuală? Asta e întrebare. Păi da. Ce să le transporte? Pe drezină să le transporte. Cu ce? Cu drezină, ascult. Deci pe lângă ce a spus ăla, George Friedman de la Stratford, fondatorul, ne-a spus-o din 2013. De ce v-ați distrus industria de apărare? De ce v-ați distrus industria în general? De ce v-ați distrus armata? O să credeți că vă apărăm noi? Vă ascultăm. Bună seara! Bună seara! M-aș adresa în primul rând domnului Dogaru cu o întrebare. Da, vă rog. Domnul Dogaru, eu cred că în țara asta tot nimic nu se va schimba până când în codul penal nu vor fi introduse două articole. Că polițiștii judiciari, procurorii și judecătorii care dau rapoarte judiciare, respectiv ordonanțe, respectiv sentințe, fac pușcărie de la 20 la 30 de ani fără drept de eliberare condiționată și un alt articol cu aceleași pedepse pentru funcționari publici care fraudează banul public. Pentru că tot ce s-a făcut în țara asta 30 de ani, jaf, corupție și mai departe, se datorează faptului că justiția este în subordinea politicului. Da, s-a împământărit. Însă vă reamintesc că legea dispune numai pentru viitor. Bună dimineața, ăștia trei pe care îi vedeți aici, de ani de zile declară că până nu se face o reformă totală a justiției în țara asta, nu se poate face nimic. Păi și cine s-o face? Iar în acest material pe care îl vom prezenta premierului mâine, și miniștrilor de resort, ne primește, nu ne primește, nicio problemă. Noi avem deja acceptul domniei sale, noi militarii, sindicatul și încă 10 organizații, asociații ale rezerviștilor, din forumul
structurilor asociative. Da. Îl prezentăm și mâine, îl prezentăm și când ne cheamă pe problemele noastre. Ridicăm următoarea chestiune, că e ca la biliard. Dom'le, de ce magistrații și atenție? Nu toți, nu și procurorii, numai judecătorii. Au un VRS de 605 lei și noi numai unul de 107,33. Păi stai, domnule, inechitatea se proclamă prin lege în țara asta? Asta e întrebarea. Domnul Dogaru, da. Domnul Dogaru, eu am numărul de telefon, domnul Dogaru, da. Eu am numărul de telefon al lui domnul Orban Ludovic, care a fost prim-ministru și am trimis această propunere și mi-a spus că cu mare majoritate în Parlament, cât într-o săptămână trece, îmi face introduce aceste articole în codul penal. N-a făcut și nu l-a făcut niciodată. În ultimii 13 ani, noi am bătut palma cu diversi domni care au avut funcții foarte mari și care, cu care am stabilit pe zile și ore. În data de trecem legea sindicatelor, că Băsescu a distrus sindicatele pe legea dialogului social. În data de trecem povestea cu legea pensiilor militare și anulăm ordonanța 57, care ne-a băgat ilegal într-un articol care se referă la salariile pe 2016. A băgat 30 de articole într-un articol referitor la pensiile militare. Ca peste tot. Ca peste tot, că așa se face, da. S-au învățat să promită. Apare o lege. De promis, promit. După care, domnule, îmi pare rău, n-am avut vorbul și așa mai departe. Păi au trecut 13 ani, domnule, am început să îmbătrânim. Ăștia așteaptă să ne mutăm toți la Ghencea, întrucât tăticul politicii românești Băsescu a spus, ce dacă are 600 de lei? Noi avem totul notat că mergem cu tot. Un leu să-i se ia, dar să-i se ia. A, militarii, matematic vor câștiga în justiție, dar peste 5-6 ani, până atunci l-am luat banii. Așteaptă să crăpăm. Îmi pare rău, folosesc un termen academic, asta e realitatea, murim pe capete. Păi la noi, la rezerviști, mortalitatea este de 600 pe lună, fără COVID. Păi voi sunteți de vină, ar trebui să-i faceți înnecați și să nu muriți. Să fac? Păi nu, păi, dar dacă ne ajutați, că medicii noștri militari găsim la toate spitalele, mai puțin la spitalul militar. Nu e spital de România performant unde să nu găsesc specialiști medici militari. Și spitale de cifre. Păi bă, dacă v-am dat medicii să luăm și... Vă întrerup însă pentru un scurt moment de publicitate. Pauză, revenim, rămâneți pe Capital TV. Aducătorule de bunăstare, bucurie și iubire, te-ai arătat nouă celor ce ajutorul tău l-am cerut? Arată-te și nouă celor ce azi în casa noastră te cerem să vii spre ajutorul nostru și al celor dragi nouă. Și fă ca viața noastră să înflorească prin aducere în viața noastră a Sfintei Icoane ce nu întâmplător ne-a fost descoperită nouă. Prin Sfânta Icoană vă aduceți în casă bucuria în locul întristării. Cei care l-au luat pe Sfânt ca protector, azi mulțumesc pentru ajutorul grabnic primit. Sunați acum! Să aveți bucurie! Cunoașteți deja acest salut al părintelui Emilian. Tocmai pentru a păstra bucuria în suflet și a o dărui și celor dragi, puteți acum cumpăra cele 4 cărți ale părintelui. Te iubesc, cuvintele care au puterea de a schimba viața și prin tine lumea. Tu mă iubești, tratat de bunăstarea sufletului. Cartea ce-ți descoperă adevărul despre partenerul tău. Cuvinte vii care vă pot vindeca sufletul. 135 de cugetări ce îți vor schimba viața. Sacroterapia, enigma vindecărilor miraculoase și a reușitei tale în viață. Primul manual de sacroterapie pentru rezolvarea problemelor dumneavoastră zilnice. În ele veți găsi etape din viața dumneavoastră, prezente și viitoare, și soluții pentru a vă schimba viața și a vă alunga tristețea. Cei care veți cumpăra întregul pachet veți primi cadou CD-ul Cum transformăm frica în putere, care vă va învăța lucruri noi și vă va ajuta să reușiți. Toate cărțile sunt balsam pentru suflet și aduc bucurie. Ce este oare mai frumos decât să dăruim bucurie și să le acordăm șansa celor care o caută să o primească? Nimic nu este întâmplător, nici întâlnirea cu părintele Emilian prin cele 4 cărți ce vă pot schimba viața. Stocul este limitat. Sunați acum la numărul de telefon 0764-99-99-99.
our humanity. Our humanity. It's all about humanity. Dragi iubitori ai folclorului, studioul Capital TV Deva vă oferă în fiecare duminică de la ora 10 o emisiune de folclor. Sunt Elis Ursu și aștept telefoanele dumneavoastră la numărul 0254111940 pentru a oferi dedicații pentru cei dragi. Un cadou muzical este un cadou din suflet pentru suflet, doar la Capital TV. Vă așteptăm cu drag! Să aveți bucurie sufletelor dragi! O emisiune de suflet pentru oameni cu suflet. Vă invit în fiecare sâmbătă seara, începând cu orele 20, la emisiunea Aducător de Bucurie, unde vă voi vorbi despre binele, despre bucuria, despre tristețea, despre binecuvântarea și despre încercările vieții noastre. De asemenea, veți putea urmări în reluare, duminică dimineața, începând cu orele 8, aceeași emisiune care sper să vă hrănească sufletul și să vă aducă multă binecuvântare.
Am revenit în platou Capital TV, stimați telespectatori, partea a doua a emisiunii Realitatea în Politică, Sindicatele și Protecția Socială, titlul emisiunii noastre de astăzi, invitații mei speciali, doamna Denisa Popovici, de la Sindicatul Spitalelor CFR din România și Uniunea Sindicatelor din Spitalele CFR, domnul Mircea Dogaru, președintele Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate și domnul Maxim Rodrigo, care este președintele Federației Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din România și vicepreședinte al Confederației Sindicatelor Meridian. Armata, pentru că o să ajung la domnul Dogaru, dar probabil puțin mai târziu, vreau să fac o singură precizare. Potrivit Constituției 118, armata este subordonată exclusiv voinței poporului pentru garantarea suveranității, independenței, indivizibilității și integrității teritoriale, precum și a democrației constituționale. Ei contribuie la sistemele de alianță militară în privința menținerii și restabilirii păcii, dar și la alte acțiuni militare în sistem de cooperare internațională. Structura Sistemului Național pentru Apărare, pregătirea populației, a teritoriului și a unităților administrativ-teritoriale, precum și statutul cadrului militare, sunt stabilite prin legi organice, exact, încălcate, domnul Dogaru, sistematic. Puțin mai devreme, exact. De asemenea, pe înființarea de unități paramilitare în teritoriul administrației statale este interzisă, iar intrarea, staționarea, desfășurarea de operațiuni sau trecerea pe teritoriul statului român a unor trupe străine este permisă numai în condițiile legii și ale tratatelor internaționale la care este parte. Hai să debolăm un mit. Mercenarul nu aparține unui stat. Sigur. Își aparține lui însuși, n-are mamă, n-are tată, n-are etnie. Nu statul angajează. Se auto-închiriază, exact. Cui dă mai mult. Păi da. Asta este realitatea. Haideți să lămurim aspectul ăsta. Și cu asta terminăm cu prostiile. Perfect. Trimitem noi mercenari, nu se știe Evident unde. Evident că nu. Nu, noi închiriem bodyguards ca să păzească unitățile militare de 20 de ani. Ca să știe. Da. Și depozitele de muniție, că nu mai avem soldați. Da. Și ca să vă întreb totuși, tot pentru asta, domnul Dogaru, pentru că foarte multă lume este interesată de ceea ce se întâmplă în acest moment la granița României. Faptul că 40.000 de militari, evident, din trupele Alianței Nord-Atlantice, ar putea întări frontul estic, e bine pentru România sau nu? Armamentul pe care îl primește Ucraina va fi plătit de 200 de generații de aici înainte. Este un armament vechi. Al lui Putin îl demolează ucrainienii cu armamentul primit de la aliați. Da? Putin distruge toată infrastructura din Ucraina. Vor veni băieții din America și din Anglia. E vorba de marile companii transnaționale, nu de nivel de stat. Deci aici discutăm de și vor lua și conflict economic. Mama pieilor de pe ucrainieni la reconstrucție. Toată lumea își vede interesul. Asta este realitatea. Care este interesul nostru? Să apărăm NATO, integritatea Perfect. Tuturor țărilor din NATO, și să ni se permită să intervenim diplomatic, dacă am avea diplomație, în interesul celor peste 1.500.000 de români care se află băștinași cu tot cu teritorii în Ucraina și ale căror drepturi sunt călcate în picioare de la Iulia Timoșenko. Ați vorbit despre Transnistria, foarte ok. Și vă întreb și dacă Republica Moldova este în pericol de a fi atacată, nu. Ocupată? Sub nicio formă. Bun. Deci pe orice logică, din moment ce există puterea bipolară încă pe planeta Pământ ruso-americană sau americano-rusă din 3 martie 1944, ce va rămâne din Ucraina, partea de vest, care e formată din deznaționalizați de toate tipurile, români, lituanieni, foștii pruteni, deveniți ruteni și așa mai departe, polonezi, etc. Și așa zisă Republica Moldova, care pe logica existenței unui tampon între Federația Rusă și NATO ar trebui să primească Sudul. Rușii se vor opri la Vâlcov, vor lua canalul Băstrăie, că cine ia ieșirea din Dunărea Maritimă Mare Negră dictează Europei. Bun. Deci cam așa se văd lucrurile. În rest,
domnii noștri analiști politici ai lui Pește Prăjit și militari. Care militar? Lasă-i în pace, că ăștia sunt rezervă, retragere de 20 de ani. O oportunitate fantastică pentru unirea cu Republica Moldova și de asemenea o oportunitate economică în privința banilor primiți de la Uniunea Europeană. Ăștia cred că s-au înțeles cu Putin să dea niște rachete, să distrugă căile ferate, ca să nu mai țipe domnul Rodrigo, că nu se investește nimic în calea ferată. Vis-a-vis de unirea cu Republica Moldova, este în acest moment posibil în ideea în care atrag atenția că Republica Moldova în Crimea toată populația tătărască a fost dusă și înlocuită cu ruși. Republica Moldova au fost 6 valuri succesive de deportări și a dus la mama naibii. Unii sunt vis-a-vis de insula Sahalin. În schimb a fost adusă populație rusofonă acolo. Mai atrag atenția la ora actuală că au fost cocoșați de refugiați în Ucraina. Mai sunt, nu știu dacă mai sunt 2 milioane de cetățeni, nu contează etnia în zisa Republica Moldova, restul sunt la muncă săraci în toată Europa și în lume, ca și la noi. Și din data de 26 aprilie dimineața au început să vină și de mii de nistreni. Păi Republica Moldova e ocupată. Republica Moldova e ocupată deja. Dacă cineva cărea acolo, s-ar putea ca lucrurile să schimbe. Și să fie un stat tampon numit Transilvania între NATO și... Confederația și Federația Rusă. Putin a promis ceva Ungariei? E, da, a promis ceva Ungariei. Asta este un fake news. Am în vedere atitudinea Ungariei. Atitudinea Ungariei este mult mai deșteaptă. Ca să încheiem subiectul, da? Că îl vom dezbate dacă doriți cu specialiști. Că Ungaria visează un recrearea Ungariei mari sub aspect economic dincolo de granițe. Adică ungurul, declarat ungur, să trăiască la Miercurea Ciuc sau în Slovacia sau... în Tirol sau nu știu unde, exact ar fi, ca și cum ar fi la Budapesta. Dând la o parte legislația țării în care trăiește și care nu mai există decât fictiv pentru el. Asta este ideea, de-aia bagă bani în prostie, în toate, inclusiv în sport, în cultură, în grădinițe, în tot ce vrei. Deci creează să creezi o realitate paralelă. Bătălia este economică, asta trebuie înțeles. Ori în condițiile în care reprezentanții noștri politici distrug tot ce mai avem, vând tot ce mai avem, păi de unde credeți că a luat domnul Iohannis ideea cu România stateșuat? De la omologii noștri francezi, Vestele Cachi, care au ieșit în stradă și l-au acuzat pe Macron că vinde ultimele active ale statului francez și transformă Franța în stateșuat. Și atunci militarii în activitate au spus, noi nu de ce să mai murim în Republica Centrafricană, să dobărâm islamul pe care voi îl sprijiniți la noi acasă. Și nu s-au dus. A doua zi a anunțat România că va trimite militari români acolo sub comandă franceză. Adică românul este pe post de asin, să ducă să care cu cârca pentru interesul altora. Asta este realitatea. Pentru așa ce? A fost întotdeauna? Pentru salariul de mizerie. N-am fost așa întotdeauna. Niciodată n-am fost în halul ăsta. Pentru că întotdeauna am avut măcar o parte dintre decidenți, vorbesc de între profesioniști, că nu se poți cere unuia care e numit politic sau este ales politic să se priceapă la sănătate, la armată, la căi ferate, la... Nu! Dar ăștia care decid în domeniul căi ferate, sănătate, armată, poștă, minerit, trebuie să-i atragă atenție. Uite, bă, ce e bine, asta. Ei, ăștia ne lipsesc. Proprii profesori. Noi suntem distruși exact de cei care conduc domeniile noastre. CFR-ul? Interior. Interiorul, exact. Noi suntem distruși, de exemplu, structurile militare de ani de zile. Nu ne batem cu politicienii, cu PSD-ul sau cu PNL-ul sau nici măcar cu SR-ul. Ne batem exact cu șefii direcțiilor noastre. Financiar, contabilă, juridic, generală, juridică, resurse umane. Da. A făcut cineva socoteala calculul câți generali finanțiști avem în România? Păi un general în rezervă trebuie să-i corespundă o mare unitate. La ora actuală am ajuns ca albii ruși după Revoluție. Putem face unități militare numai de generali. În retragere. Să-i trimitem în linia întâi dacă sunt așa de luptători și așa de vizionari să rezolve toate problemele. Da. Domnul Rodrigo. Da, deci eu cred că ar trebui în primul rând să spunem că în România ce a mai rămas și ca formă sindicală și a poporului nostru sunt mitingurile de protest. Asta sunt legile în vigoare care ne mai permite la ora actuală să facem, fiindcă grevele sunt... Și acțiunea în Parlament, care e singurul nostru reprezentant al poporului, exact. Inclusiv iar pentru armată. Noi,
Confederația Sindicală Națională Meridian protestează mâine din nou în fața Guvernului României. Tocmai și organizațiile sindicale din Confederația Sindicală Națională Meridian, tocmai datorită faptului că în ultima perioadă de timp a scăzut enorm de mult puterea de cumpărare a românilor, putere de cumpărare care scade, vedem în continuu. De asemenea, această putere de cumpărare e scăzută, apare datorită așa ziselor crize, multiplelor crize provocate pentru inventate. Și deși România e mare producătoare de energie electrică, ajungem să se scumpească curentul electric, să nu ne dăm seama ce se întâmplă cu noi, nejustificat, total nejustificat. La fel motorina, la fel gazele naturale, se spune că avem gaze naturale care ar trebui să ne ajungă și totuși la noi ating niște prețuri de neimaginat. Și vedem cum România se îndatorează pe perioada ce trece din ce în ce mai mult fără rezultate, adică fără să se știm de ce. Domnul Câțuru nu a spus nici azi de ce a luat miliarde. Da, deci în consecință protestăm mâine în fața Guvernului României pentru că observăm că de fapt dispare din România tot ce este românesc. Exact cum spuneam mai devreme, și pentru ca să nu ajungă România o țară eșuată, cum se vorbea puțin mai devreme aici. Deci noi considerăm Nu. Asta mi s-a transmis, s-a cerut domnului președinte să o spună. Da, în octombrie, într-un context legat de numărul mare de decese în... Dar la anul, când o să întrebă doamna Denisa cât costă o aspirină și o să spună cât un Mercedes? Nu, dar vreau să se înțeleagă foarte clar. Suntem în stradă și protestăm pentru creșterea salariilor, pentru a combate pentru a combate această scădere nejustificată a puterii de cumpărare a românilor și pentru a nu ne trezi că ne scoate din casă, fiindcă, să fim sinceri, românii, singurul lucru care îl mai au sunt proprietari, suntem una din țările cu cei mai mulți proprietari, ceea ce îi supără foarte mult pe cei din afară. Și asta ar fi o soluție în care românul să nu poată să-și plătească întreținerea, să nu poată să-și plătească, să-și mai permită nimic, nici măcar să trăiască și să fie nevoit să plece din România. Și să aducem tot felul de străini în România pentru a munci în locul românilor care sunt practic forțați să plece din România. De asemenea, protestăm și vrem să facem pe domnul prim-ministru și guvernul României să înțeleagă, de exemplu, la calea ferată că trebuie să dea o hotărâre guvern cu contract de prestări servicii pe 10 ani, care să permită, de exemplu, operatorilor de transport feroviar de călători din România să-și repare măcar materialul rulant care l-au și să facă reviziile mari la locomotive și vagoane, pentru că am ajuns într-o situație în care am avut fonduri europene să schimbăm toate trenurile vechi cu trenuri noi, dar totuși din motive necunoscute nouă și total fără fundament, nu s-au accesat acele fonduri europene și cu atât mai mult nici măcar nu s-au reparat trenurile care le avem. Din patriotism, ca să le cu ce cărea arme în Ucraina. Da, și pentru a merge la o liberalizare în care toate trasele de trenuri de călători să fie scoase la licitație, în primul rând trebuie să reparăm ceea ce avem, pentru că în oferta tehnică românii sau societățile din România, inclusiv privații, nu vor fi primiți la licitații pentru că au locomotivele și vagoanele expirate la reviziile mari și ca atare din această cauză nu vor fi primiți și vom avea numai străini în România. Ați făcut asta mai multe manifestații la minister. Ucrainenii cu bani, nu vorbesc de amărâția care sunt carne de tună acolo, ci de șmecherii cu bani care au vrut să plece în Occident. Au folosit căile ferate și trenurile noastre. Vi s-a dat voie să le puneți la dispoziție vagoanele pentru că avem competitive? Sau ați redus numărul de vagoane și ați dus cu vagonul până în Ungaria? S-au pus vagoanele la dispoziție, dar acest transport pe care l-am făcut pentru ucrainieni, acest transport feroviar nu este în totalitate plătit și doar parțial și din nou se va spune că CFR Călători este o gaură neagră pentru că totdeauna CFR Călători a lucrat pe caiet cu statul român, adică statul român i-a plătit doar o parte din prestația pe care a făcut-o CFR Călători și a subcompensat în permanență CFR Călători.
locuitori. Lucru care și noi asta vrem să spun și anul acesta, lucru. De exemplu, ca să se înțeleagă foarte bine, CFR Călător primește aceeași compensație pe care o primește de 10 ani de zile, în condițiile în care a crescut foarte mult curentul electric, prețul curentului electric, al motorinei, al gazelor și elevilor gratuitatea exact, pe transport pe tren. În condițiile în care am transportat ucrainienii și restul și deci da. Facem foarte, foarte multe servicii care nu dar sunt plătite acum au trecut granița, au plecat în trenurile românești și s-au dus să ia trenuri ungurești mai departe, pentru că nu vi s-a pus la dispoziție, vi s-a pus întregul parc de vagoane la dispoziție. Și paradoxal, nu numai că nu mi s-a civilizate. Pus la dispoziție, dar se merge pe o politică prin care să se anuleze trenuri de călători din lipsă locomotive, vagoane și personal, acum mai nou, din interior se distruge și personalul din interiorul societății, pentru că nu se face schimbul real de generații, doar pleacă și vin sau vin foarte puțini, chipurile că nu sunt bani să-i plătească. Am înțeles de la actualul director general pe cum nu sunt bani, dacă au fost mecanici de locomotivă până acum și sunt mai puțin cu 500, cum adică nu sunt bani să angajezi în locul lor? Pleacă unii, după ce că îi angajezi cu clase mai mici, cu salarizare mai mică decât cei care au plecat, nu ai bani să-i, să-i școlarizezi în condițiile în care știm foarte bine piloți, că, știi că pregătirea producem, unui mecanic de locomotivă producem durează... 3 piloți la 2 ani. Ca să transformi unul cu școală în pilot de luptă, îți mai trebuie 2 ani. Exact, la fel da, și războiul bate la ușă. La fel și la mecanici de locomotivă, la șef de tren, conductori, revizori tehnici de vagoane. Deci este o situație pe care noi nu o înțelegem și de asta spuneam, dacă tot facem, cum să spun eu, încercări pe o societate în care a fost foarte mult expusă și la care statul român, deși statul român este acționar unic, de exemplu la CFR Călători, nu a dat bani nici măcar pentru reviziile mari și pentru reparația, pentru piese de schimb, pentru locomotivă. Adică patronul vă cere, dar patronul, nu vă dă nimic. Da, în care ne cere să facem de toate. Nu se poate acum să ajungem în prag de sezon și numărul de vagoane să scadă în loc să crească. Asta este explicația. Adică dacă cineva consideră că nu avem dreptate, să vină să ne spună de ce... Tot așa, cu ceva timp în urmă, când CFR Călători ajunsese la 600 de vagoane, Federația Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din România se siza peste tot. În fine, a reușit să crească numărul de vagoane din nou la 1000, care acum a ajuns din nou la 700 și e în continuă descreștere în apropierea sezonului și ceva... De ce nu mai produce deci, vagoane? De ce nu mai produce locomotive? Domnul colonel, ciudat este faptul că domnul ministru ar trebui să-i întrebe pe cei... Nu, dar domnul ministru ar trebui să-i întrebe pe cei care au venit cine? Și au spus... Domnul Grindeanu? Da, domnul Grindeanu ar trebui să-i întrebe pe conducerea lui CFR Călători de ce a solicitat, de exemplu, un ordin de ministru din care să acopere ultimele 6 luni din an pentru vagoanele la care le expira revizia planificată în loc să aprobe această de 6 luni, de exemplu din luna martie până în luna octombrie, pentru că în această perioadă au dispărut din sistem mai mult de 300 de vagoane din cauza reviziilor mari planificate care nu le-au făcut la timp și care acum vor sta pe dreapta până când vor face reviziile, adică în sezon. Dacă ar fi făcut din martie până în octombrie, ar fi prins măcar sezonul și am fi avut 1000 de vagoane în loc de 700. Într-adevăr, dacă nu dădea acel ordin de ministru, ajungeam la 500 de vagoane. Dar trebuie să, în circulație, trebuie să se înțeleagă foarte bine că subcompensarea pe care o face statul român se reflectă în numărul de vagoane și în trenuri mai puține, care asigură din ce în ce mai puțin mobilitatea românilor. Deci, noi, sindicatele, sesizăm faptul că guvernul României ar trebui să susțină măcar repararea și reviziile mari la CFR Călător, unde statul este acționar unic și nu are nicio explicație pentru că nu face acest lucru și nu are nicio explicație fiindcă n-a înlocuit toate trenurile vechi cu trenuri noi pe fonduri europene și prin PNRR. Se spune, PNRR că va crește cu 25% traficul pe feroviar. În ce să crească dacă avem din ce în ce mai puține vagoane cu care să transportăm și
mecanici avem insuficient și nu vrem să facem schimbul real de generații. Dar venim cu tot felul de, ne gândim noi la tot felul de reorganizări, de diverse organigrame, să ducem ca la cifre aici marfă, aici banii, la unde nu se și la suprapune. Ce reorganizare? Singura reorganizare adevărată la CFR Călători era să preia din nou reparatorii de locomotivă pentru reparațiile curente și pe proces tehnologic. La CFR Călători, ținând cont de faptul că tot a scăzut numărul de salariați, deci nu ar fi avut niciun impact financiar și asta ar fi fost adevărata reorganizare a lui CFR Călători. Ținând cont de faptul că ai din ce în ce mai puține locomotive și alea care le ai sunt scadente la reviziile mari și sunt nereparate și cad pe capete, trebuia să-ți aduci reparatorii să fie sub comanda ta directă, măcar cei după proces tehnologic și de la zi, și să le asiguri aprovizionarea cu piese de schimb, astfel încât să nu scadă numărul de locomotive în halul în care a scăzut din 1100 de locomotive să ajungi la 500 de locomotive parc activ și alea cad pe capete. Noi suntem de vină, sindicatele, nu luptăm cum trebuie. Să presupunem că eu sunt domnul Iohannis, președintele României. Denisa este primul ministru, domnul Ciucă, că tot a fost sportivă la viață, ea a practicat și schiul și tirul și așa mai departe. Și judo. Și tu ești și judo. Și tu ești ministrul transporturilor. Când vrem să facem ceva, vine ambasadorul Liechtensteinului și mă trage de urechi. Cum v-ați permis, bre, să spuneți că avem șobolani în magazine, în mall-urile noastre? Iar... Și atunci ce putem face? Păi un singur lucru. Să îl chem pe Rodrigo, să îl chem pe doamna Denisa, să îl chem pe doamna, bă, băieți, dacă veniți 1000 în față la guvern, e ca și cum nu sunteți. Bă, mobilizați dracu 100.000 ca să pot să spun la aia, domne, nu pot să execut ordinul, că mă mănâncă ăștia de via, uite că sunt acolo. Asta este ideea. Dar în condițiile în care cu complicitatea televiziunilor, după ce mi-ai distrus învățământul, mi-ai distrus școala, ai spălat pe creier o nație întreagă de români, la ora actuală i-ai debusolat pe toți, parcă am ajuns o nație de oi care așteaptă să moară și atât. Asta este realitatea. Bine, 100.000 de oameni în stradă da, pot aici, oferi da. Guvernului scuza față de multipli stăpâni care ne dau ordine, bă, nu putem să-i mai strângem. Știți de ce vă dau dreptate? Fiindcă la o întâlnire cu... Pentru că e așa procedează cu ăștia pe care îi plătesc. Și cu ministrul finanțelor, la care i-am explicat aceste situații tot în anul acesta, dânsul, atât domnul prim-ministru cât și ministrul finanțelor, a dat dreptate celor spuse de noi organizațiile sindicale și a spus că va sprijini sistemul feroviar iar și că va face totul ca acesta să meargă. Iar acum vedem că dispar asta. Spitalele CFR, dispar câte marfa are mari probleme și dacă nu se face urgent ceva, va dispare și ea și CFR-ul se micșorează exact pe ceea ce spuneam, din ce în ce mai mult și o să ajungem o țară în care vom avea operatori de transport feroviar de călători străini în România, la care se va da compensația reală, se vor da și trenurile noi deci tot care trebuiau absolut, să tot fie luate pentru duce, pentru se va duce la străini de transport din, de feroviar de călători și românii care mai rămân aici vor trăi din pomană socială. Știți care este paradoxul? La dumneavoastră la căile ferate nu aveți vagoane, nu aveți mecanici de locomotive, nu aveți profesioniști, nu aveți nimic. Noi la spitale acum suntem supra-dotați, avem aparatură de ultimă generație, avem profesioniști ultra-calificați păi și vrea puțin. Să ne dea. Și vă desfințează. Stai puțin, că asta se întâmplă și la noi. Avem și noi legea privind statutul personalului feroviar, legea 195 din 2020, care nu se aplică, probabil se va aplica nu se aplică. Atunci când vor fi siguri că dispare și CFR Călători și CFR Marfă, ca să nu mai aibă legea la cine să aplice. Nu se aplică de 2015. Și veșnic în sănătate spun, domne, totuși spitalele nu sunt rentabile. Deci ce nu înțeleg acești guvernanți este că sănătatea va fi rentabilă când specialiștii din sănătate vor fi foarte bine plătiți, iar spitalele vor fi goale. Atunci poporul este pentru sănătos. Pentru că omul va respira aer curat, muncă, va mânca mâncare curată doamna, și așa mai departe. Este muncă și este un popor sănătos. Doamna, apropo de situația din Ministerul Sănătății, conflictul între Rafila. Ministru, domnul Rafila și domnul Arafat, ce credeți că are la bază? Cred că are la bază un conflict politic. Niciunul dintre dânsii nu pot să spun că sunt preferații mei. Nu i-aș lua apărarea lui domnul Arafat sub nicio formă. Fiecare ministru, fiecare conducător are și părți bune și părți proaste. Nu poți să spui că nimeni nu a lăsat ceva bun în urma lui. Totuși, acest serviciu
supracalificat, cum este Smurdu, să zicem, serviciul de urgență, este un serviciu care funcționează în țara asta. Că sunt probleme, că l-a furat, da, că ăla nu știu ce face. Asta este problema organelor de urmărire penală, să află cine fură, ce fură, ce face și peste tot să fură, oricum. Dar din este păcate. Un serviciu care, de bine de rău, funcționează bine. Doamna Denisa, nu văd să funcționeze o salvare fără o descarcerare alături. La un accident mare, auto, ajunge salvarea prima. Și ce face? Să uită la ăla. Cum îl scoate? Cum îl scoate din mașină? Cum îl scoate dintr-un accident feroviar între o mașină? Deci nu poate depinde strict de Ministerul Sănătății. A fost un accident feroviar. Un tren a intrat într-o mașină. Nu, invers a fost. Mașina a intrat pe locul unde trebuia să meargă trenul ăla. Nu poate să se dea la o parte. Deci problema este că, de exemplu, CFR Călători nu este pe pierderi. Conform directivelor europene, nici nu avea cum să fie pe pierderi. Și regulamentului european, dar mai mult de atât, nici nu are cum să fie pe pierderi și CFR Călător trebuia să poată să dea salarii ceferiștilor, astfel încât probabil chiar echivalente cu cele din Uniunea Europeană, ca aceștia, pentru că peste tot e criză mare de mecanici de locomotivă, peste tot e criză de personal feroviar, și putea să dea salarii dacă avea trenuri noi, avea vagoane suficiente, pentru că la ora actuală sunt foarte, foarte mulți călători care rămân pe jos, care n-au loc în vagoane, nu sunt trenuri suficiente pentru a-i transporta și din cauza asta automat nu sunt nici încasările respective. Mersul de tren este doar orientativ de foarte mulți ani de zile, când trebuia, odată a apărut, să nu mai anulezi trenuri de călători, să nu îți mai permită nimeni să tot modifici în ele tot felul orar și restul, adică să vină omul în gară și să nu găsească trenul sau să anulezi trenul că n-ai locomotivă sau să anulezi trenul că n-ai mecanic de locomotivă, este ceva aberant, adică ar trebui umbla la conducerile societăților feroviare, ar trebui aduși director general care să nu mai facă încercări pe unitățile feroviare, cum spuneam, chiar domnul ministru Grindeanu ar trebui să înțeleagă că domnul director Traian Preoteasa nu trebuie să aibă dreptul și nu trebuie să-i dea nimeni dreptul să facă încercări pe CFR Călători, tot felul de reorganizări care n-au nicio șansă de a redresa situația la CFR Călători. Dânsul ar trebui să lupte să vină compensația reală către CFR Călători, adică CFR Călători să fie plătit pentru prestația care o face, ar trebui să îi direct să lupte ca să avem acel contract de prestări servicii pe 10 ani, pentru că nu se pot repara locomotivele peste noapte, trebuie cel puțin 10 ani ca să se repare și ca să putem să intrăm într-o concurență loială cu operatorii străini, măcar cu material urlan care l-avem reparat, dacă intenționat sau voit nu s-au adus trenurile asta noi ca să înlocuiască trenurile vechi. Asta este teoria, n-ați înțeles principiile democrației. Dați-mi voie să vă spun în calitate de expert al Uniunii Camerelor Experților Europeni, ai defunctei Uniunii Europene care a fost ucisă în 2003 și înlocuită cu Euro-Germania căzută sub mâna comunist-globalismului, următorul aspect. A fost în Cipru înainte de intrarea în UE. Erau plantații de citrice peste tot. Aveau citrice, lămâi, portocale, mandarine, la export, așa. Pește, industria pescuită dezvoltată. Și vin, pentru că aveau și vii. Un an după ce au intrat în Europa, le-au impus niște condiții de scărpinat în funda portocalului, dar n-au mai putut să-și cultive plantațiile și au trebuit să le desfințeze. Și mâncau citrice aduse din Argentina, beau vin adus din Portugalia și așa mai departe. Mă uit cu jale la ai noștri din Moldova. Vom intra în UE. Păi a doua zi vă desfințează viile, mă, și tot ce mai aveți voi acolo să... Și veți ajunge ca și noi, cum ne-au desfințat nouă tot. Asta nu este Uniunea Europeană, nu este ideea europeană. Ideea europeană era cu totul altceva. Asta este decizia comunist-globalismului mondial, care și-a perfecționat niște sclavi, niște roboți în toate țările, 40, 50, 60 de mii funcție de numărul populației, pe care ni bagă pe gât pe post de politicieni. Nu vorbesc de ăștia mai în vârstă. Vorbesc de aia cu cași la gură care s-au născut știindu-le pe toate. Românii, cum să-ți distrugi aviația? Cum să-ți distrugi navele? Cum să-ți distrugi transportul feroviar? Cum să distrugi transportul rutier? Mai întreb o dată, că am ajuns în situația de a o bloca și pe doamna Crețulescu. Dom'le, când în război îți bate la ușă, când urli că te atacă ăla, tu îți bagi joc, nu în continuare.
înzecit de proprii militari, de proprii rezerviști, de proprii polițiști, păi ești nebun, ce ai? De asta vrem să discutăm cu primul ministru, care e întâmplător și militar. Și nu numai de asta. De spitale. N-ai nevoie de doctori. Asta ca asta. Dar cum ajungi la rezervele de stat? Pe calea ferată, da? Și dacă calea ferată nu este a ta? Doamne, dar ce mă scuzi, mecanicul neam te duce unde trebuie, care sigur vrea, cu vagoane austriece și cu... Vis-a-vis de încadrarea rezerviștilor pentru 3 ani, noi vrem o țară ca afară, dar nu în țară s-a tot afară, discutat despre aspectul ăsta, bineînțeles, în perspectiva conflictului din Ucraina. Hai, domnule, să fii serios. Îi angajează? Trebuie să se știe următorul lucru. În România, stagiul militar obligatoriu n-a fost niciodată desfințat, e o aberație. Legea aceea imbecilă a stabilit suspendarea pe timp de pace cu data de 1 ianuarie 2007. În situație când ne atacă Putin, când ne vine o rachetă pe unul dintre palate. Credeți că o să ne atace? E, dragi, de ce e nebun? Păi cum să ne atace? Rachetele când noi ne distrugem singuri. Haide, domnule. Ăla costă bani, domnule. Când tu pui un director și s-a distrus toată calea ferată. Sau în spitalele sau și așa mai departe. Nu e nevoie de rachete care costă milioane. Deci, în condițiile astea, va fi haos general, pentru că se întâmplă treaba asta, sau un cutremur de gradul 9, toți cei care au venit 18 ani după 1 ianuarie 2007 trebuie să ducă 24 de ore la unitatea. La care unitate? Habar n-au. Că ei trebuiau să-și rezolve la centru militar situația. Nici nu mai există, au fost desfințate și centrele militare. Începe marele haos. Unde să te duci? Unde sunt unitățile militare? L-a luat mafia imobiliare, le-a făcut țăndări de mult. La La Ikea te duci. Eu și mai știu că am fost anul trecut. Am auzit-o pe doamna Dărisa și la un moment dat am început să râd pentru că mi-am adus aminte pe loc. Dom'le, noi avem o Constituție, avem o legislație. Păi dă ordonanță militară un civil? Da. Deci s-a uitat, nu s-a operat modificarea. Ministerul de Interne era militarizat și polițiști erau militari. Da. Toți. Inclusiv ministrul de Interne. Inclusiv ministrul apărării care sunt civili acum. Bun. Ei transformau pe ăștia ca să iei mau Uniunii Europene, cum că avem sindicate la poliție, că i-a făcut civili, deși în toată Uniunea Europeană există sindicate, în toate structurile militare, așa numai este. La noi se interzice, așa. Și tu în continuare îl pui pe un civil fantosit acolo să dea ordonanțe militare. Îmi pare foarte rău. Aici vă... contraziceți. Deci, vă spun cu ce vă contrazic. Uniunea Europeană de directive, de recomandări. Da. Noi suntem cei care le punem în practică. Păi că statutele pentru... le-au copiat pe ăla de pe lui Stalin. Noi și recomandările nu sunt obligatorii. Doamna Denisa, dacă ai legi date de Parlamentul României și nerespectate de Guvernul României, asta e problema. Deci tu ai legi date de toate legile pentru care ieșim mâine nu sunt respectate de guverne. Deci ieșim tocmai asta pentru a solicita Guvernului României să respecte legile date de Parlamentul României. Guvernele României, Guvernele României s-au angajat prin tratatul de aderare la NATO, prin anexe, să respecte inclusiv astea. Să respecte aducerea armatei române la standardele NATO, inclusiv din punctul de vedere al salarizării și al pensiei și al drepturilor. În mare secret țin situația din toate statele, pentru că noi avem la sindicat, situația din toate statele membre NATO. Bă, să mă uită și la noi, și ăștia sunt nebuni, păi au treabă. Doamna Dărisa, în 2016 se spune că aia care au ieșit în 2016 la pensie, inclusiv în armată, au niște pensii monstruoase. Da. Asta este pensie din 2016, pensie militară de stat. Ce scrie aici? Pensie de serviciu, tip pensie limită, la limită de vârstă, da? În baza cui? Quantum în baza legii 223 pe 2015, da. Care e quantumul? 486 de lei. Și nu i-a mai crescut. Ba, dacă îi se aplică asta cu... Și asta cu... e pensie nesimțită, să știi. 486 de lei. Ce vine am eu că noi avem o medie de 2700 de lei și avem sute de magistrați care își iau pensiile de la Casa de Pensie Armatei și ne cresc câteva sute de magistrați, media la 3900. Același lucru este valabil peste tot, în toate domeniile de activitate. Nu numai la noi. Deci este imposibil să cer unui om care muncește o lună întreagă, program complet la serviciu, să nu poată din salariul pe care îl ia pentru munca prestată să-și plătească dările la stat, nu să-i rămână să mănânce, să se îmbrace, să-și ia medicamente.
sau măcar să-și plătească transportul până la locul de muncă și înapoi acasă. Vedeți, tocmai pentru asta ești și mâine la meeting de protest. Exact ce spuneam. A scăzut foarte mult puterea de cumpărare și oamenii nu se mai descurcă. Suntem mult mai modești și mai cumpărători. Deci trebuie crescute salariile. Data trecută, în 2 februarie, am ieșit cerând abrogarea imediată a legislației liberalizării prețurilor la energie și carburant și arestarea vinovaților, pentru că aici e vorba de înaltă trădare. Pentru că șmecherul ăla nu s-a consultat cu niciun ministru din propriul guvern și cu nimeni, pentru că nimeni n-a avut acces la mizeria aia numită PNRR, așa decât șmecherii din afară cu care a cooperat și pe care vrea să-i bage acum în propria lui firmă pe post de consultanți. În aplicarea PNRR-ului. Consultanții au primit 3 milioane de euro. E adevărat, nu aveți justiție, dar măcar un pic de scandal. Imposibil, cu primii ca să înțeleagă multiplii stăpâni pe care îi avem că nu avem justiție, trebuie să facem. Auzi, cu prim-ministru Cățu tot s-a consultat. Bine, cu domnul Cățu... Bun. Domnul Rodrigo, ce federații sindicale, confederații participă mâine la acțiunea dumneavoastră de protest? Am spus, mâine participă... În afară de ce reprezentăm noi. În afară aici... de... În afară de ce reprezentăm aici, am spus la început și am să repet care sunt organizațiile sindicale. Sunt cele din Poliția Națională, Poliția Locală și Vameș, unde responsabili sunt domnul Lincu Vasile și domnul Filimon Florea, din Agricultură, unde responsabil este domnul Lichim Costel, de la Funcționarii Publici și Contractuali, unde responsabili sunt domnul Mircea Mureșanu și domnul Ringo Dămureanu, din Civicultură, unde responsabili sunt domnul Geană Silviu și domnul Stoicescu Marian, de la Minerii din Valea Jiului și din Bazinul Carbonifer Oltenia, unde responsabili sunt Darius Câmpen și Constantin Crețean, de la Personalul Nemedical din Sănătate, unde responsabil este Valentin Chifor și, bineînțeles, de la Personalul Medical din Sănătate, unde avem doamna și Denisa doctorii, Popovici. Unde e doamna Denisa Popovici, de la Lucrătorii din Industria de Apărare, unde responsabili sunt domnul Ivan Ion și domnul Oproiu Ion, de la Personalul Aeroportuar din țară și din București, unde responsabil este domnul Voinopol Mircea, de la Personalul Nedidactic din Învățământ, unde responsabili sunt domnul Mircea Mincu și domnul Păun Voicu, de la Televiziunea, de la TVR, unde responsabil este domnul Ștefan Stănescu, de la Federația Sindicatelor Navigatorul, unde responsabil este doamna Nina Băcescu, de la Personalul Civil din Ministerul Apărării, unde responsabil este domnul Stoian Constantin, de la Lucrătorii din Sistemul de Gospodărire a Apelor din România, unde responsabil este domnul Constantin Alexandru, de la STB Transpublic, unde responsabili sunt domnul Ivan Florian și domnul Ciobănescu Valer, de la CFR Călători, unde responsabil sunt eu, ca președinte al Federației Sindicatelor Transportatorilor Feroviari și vicepreședinte al Confederației Sindicale Naționale Meridian. Iar de la CFR Marfă chemați pe domnul director Preoteasa de la CFR Călători, că dânsul s-a ocupat de CFR Marfă. Da, să vină să dea un interviu. Da. Ultima dată, de la meeting-ul de protest de la Ministerul Transporturilor, s-a supărat că unul din participanți l-a făcut mincinos. Și în acel moment s-a supărat și a plecat. Nu, asta e o greșeală, nu, domnule. Da. Asta este războiul hibrid. Și domnul Dogau, evident. Da, de la Sindicatul Cadrelor. Dumneavoastră noastră pe lângă noi, deci am invitat mai multe asociații ale rezerviștilor, am invitat Sindicatul Tinerilor Profesori, Federația Spirul Vare din Învățământ, am două sindicate ale revoluționarilor și mai multe organizații ale revoluționarilor, sindicatele din Universitatea București să vină cu reprezentanți, cu delegați normal, întrucât armata este a poporului, noi suntem acolo cu poporul, un singur lucru nu ne-am gândit să invităm pe cineva care trebuie să fie alături de noi. Dar nu-i timpul târziu, lasă schemarea acum. Preoții, clerul. Ca să fim toți. Bun. Reprezentați. Vis-a-vis de situația în care preoți cu crucea în frunte, că asta e creștină. De vedere economic. Credeți că în România mai e posibil o redresare din acest punct de vedere? Oricând. Și doi, dacă din punct de vedere moral mai sperați, nu mă refer la clasa politică, pentru că evident nu e mai discutat. În 2024, suntem loviți dacă de nu specialiștii noștri, nu de clasa politică. Care noi asemnează ca primarul avem. Și nu înțeleg ce fac. Deci noi sperăm ca guvernul României, prin domnul prim-ministru,
prin ministrul transporturilor, prin ceilalți miniștri, mâine ministrul la mitingul de protest, dacă ne vor asculta și cum au promis, ne vor invita să și vom avea o discuție, să îi facem să înțeleagă că de fapt și de drept noi suntem acolo să luptăm pentru români, să luptăm pentru o viață decentă și să știe că într-adevăr sunt surse și de, pentru creșterea salariilor și a pensiilor și pentru a redresa situația în România. Deci eu cred că dacă vom fi ascultați cu atenție și dânsii ulterior vor analiza, vor ajunge la concluzia sau la concluziile care vor duce la redresarea situației în România și că trebuie să dea afară toți șefii din deconcentrate și directorii și să angajeze sindicaliști. Adică trebuie să nu mai aducă în interiorul societăților de stat și nu numai director care să distrugă din interior societățile române. Dansatoare la, dansatoare mai putem la mare. Recupera vreodată România? Cât timp trăim noi ca generații, generațiile astea periculoase care au făcut carte serioasă și meserie serioasă, indiferent de domeniu, lucrul este posibil. În momentul în care însă avem aproape 150 de miliarde de euro datorie externă. Da, dar avem o țară foarte bogată. Statele Unite ce datorie externă au? Da, că dacă te îngrozești câte trilioane de euro. Dacă e bine gestionată, oricând poate cine să se redreseze. Mai credeți în cineva că poate gestiona România acum? Poate. Eu cred. Din oamenii pe care îi avem. Avem oameni foarte deștepți, dar nu sunt lăsați să facă ce trebuie. În niciun caz nu se poate gestiona în continuare un prim-ministru Gen Câțu, de exemplu. Da, bine. E clar că va pierde și Iertă Dumnezeu, chit că îmi pun baie în cap, pun și o întrebare. Toți politicienii din țara asta au fost sacrificabili. Întâi ai pupat mâna până la cot, după care ai înjurat, după care le-ai făcut și de mii de plângeri și dosare. Și Iliescu și Băsescu și Constantinescu și Năstase și Ponta, toți sunt o singură excepție. Avem un Dumnezeu care este de neatins și care probabil și peste 100 de ani o să fie guvernatorul Băncii Naționale. Oare de ce? Păi asta, de ce? De ce? Eu sunt istoric, eu pun întrebarea, de ce? Și cui folosește? Și mai avem unul care vine să-mi dea mie lecții de pensii militare, eu nu-l întreb ce grad are, că știu. Dar a confiscat valuta la un moment dat și a nenorocit toată, să spunem, clasa de mijloc, care era atunci în formare și toate afacerile din România. Și acum aș permite să vină și să-mi spună că nu e adevărat că nicio lege nu operează în trecut. Ba da, moșule, când se schimbă statutul, când Băsescu ne-a călcat în picioare și ne-a făcut muci pe noi, ne-a schimbat statutul. Până legea 263 ne-a făcut pomanăgia statului, cum vor și acum să ne arunce pe Casa Națională de Pensii. A doua oară ne-a schimbat noi statutul, până a redevenit militar în rezervă. Deci imediat îți... cum să procedeze în politică, nu? Vrei să desfințezi o structură? Că nu asta am spus. O redenumești. Da. Desfințează nene. Deci dai legi care îți convin și pe alea care sunt bune, nu le respecti. Ce ne cere? Da. Da. Asta îți dă prilejul să-i dai pe aia toți afară și să aduci oameni care să nu reprezintă politicul. Apropo de Curtea Constituțională, ce părere aveți vis-a-vis de numirile? Părerea de Curtea Constituțională? Cele trei numiri. Păi, nu știu președintele, încă dar am înțeles. Stai puțin, că spun imediat. Da. Deci noi ne-am dus în beneficiu tuturor cetățenilor cu contracte de muncă sau de activitate din România. Dând în judecată toți miniștrii noștri, Bașca Polguța Vasilescu, nicio problemă, pe următoarea speță, ajutoarelor salariale care se dau tuturor în momentul în care sunt în toate țările, din UE, de exemplu, așa. La noi, de la Băsescu și Boc, de la 1 iulie 2010, nu se mai dau. Te-a dat afară, șutul în fund, sănătate și așa, tuturor. Și a venit ordonanța 114 din 2018, dată hoțește cum se dau toate ordonanțele astea în decembrie, că asta și comentam. Da. Noi trei în decembrie suntem cu ochii când sarmaua, ce ordonanță mai dau ăștia? Că, și de Paște. Și de Paște. Că românul sarmale, cârnați, trece peste și când se trezește de Sfântul Ion e prea târziu. Bun. Și zice, se suspendă pe 3 ani aplicarea acestui articol privind acordarea salariilor compensatorile, spuneam noi, ajutorul salarial. În baza cui? Păi în baza legii 284, care era desfințată de un an jumate. Ajungem cu procesul și tribunalul, zice, hai să vedem la Curtea Constituțională. Și ne trimite la Curtea Constituțională. Păi chestia asta. La Curtea Constituțională am fost acolo,
domnul Dorneanu, noi... Cineva trebuia să fie indicat excepția. Sindicatul, așa, stai puțin. Da. Și pledoria reprezentanților SCMD-ului a fost foarte scurtă. Este o aberație juridică. Așa cum a spus-o dumneavoastră în următoarele trei decizii pe care le-ați avut, așa, să iei o măsură de tipul ăsta în baza unei legi care nu există. Adică în baza unor norme juridice care nu există. Pentru că aia fusese de una jumătate abrogat. A rămas în pronunțare. Știi care va fi rezultatul? Va rămâne pronunțare, e deja de două luni, și rămâne pronunțare până când domnul Dorneanu iese frumușel la pensie definitivă, își ia miliardul și pleacă, și lasă să rezolve situația următorul care vine, care o să spună, nu știu nimica, a judecat ăla. Nu, nu mai avem armată. Stai să văd, da. Stai să vedem despre ce este vorba. Și nu-i cui să ne adresezi. Și nu mai avem rezerviști. Ca să te adresezi în străinătate, la curțile europene, păi la Bruxelles degeaba te adresezi, că acolo e comunismul mondial care decide, așa, și reprezentanta ei lui de România, doamna tovarășa Căveșii, așa. Hai să zici că mergi la Luxemburg sau la Strasburg. Dar pentru asta trebuie să depășești toate structurile din țară. Exact. Păi știți de cât suntem noi blocați la Înalta Curte de Casație și Justiție? În procesele cu toți ministrii apărării și cu Liviu Olguța Vasilescu, deci cu Ministerul Muncii, Ministerul Apărării Naționale, prin persoane, prin ministri, nu că avea ceva cu ei. Sărăce au semnat ca primarul, fără să știe. Jmecherii din interior i-au prostit. Așa. Asta e altceva. De trei ani jumate în Alta Curte de Casație și Justiție nu ne stabilește termenul. N-are timp, e ocupat. Drept care am început să trimitem că vom merge mai departe la Strasburg pentru lipsă de procedură. Păi de trei ani jumate tu nu-mi stabilești termenul, înfățișarea. De ce oare o fac? Pentru că noi nu ne-a repezit să ne plângem ca baba Floarța. Că dă maică, pensia e mică și legea. Cum? N-ai cum să ataci o lege. Noi ne-am plâns pe următoarea chestie. În mod deliberat, aceste persoane și aceste ministere încalcă deciziile obligatorii ale Înaltei Curți de Casație și Justiție numărul din, Curții Constituționale numărul din. Și aia ce se facă? Să spună că n-avem dreptate și că deciziile lor sunt hârtie igienică? Nu pot. Să ne dea dreptate? Nu pot. Păi s-au prins, noi am avut un proces cu Băsescu pe care l-am dat în judecată cerându-i un leu. Am vrut un ban inițial de spăgubire, așa, și scuze publice. Dar pe ce l-am dat? Pentru că ne-a atacat, deși e colonel în retragere, individul, fiul de locotenent colonel în rezervă, care Dumnezeu să-l odihnească, a murit, nu l-a bătut bine când era mic, așa, ne-a atacat pe problema pensiilor. Că ne simțiți care stăteau în balta Brăilei și zic ei cum stăteau cu arma sub pat și nu știu ce. Și noi l-am dat în judecată exact pe declarația lui. De trei ore au amânat pronunțarea și în final căindu-se au dat-o împotriva noastră. Bineînțeles că facem recurs. De ce? Păi dacă am fi câștigat, îi exterminam pe ăștia cu problema pensiilor militare de stat. Aveam deja o decizie, s-au prins. Că noi ca jmecherii am dat-o așa cu... Mai mult de 3 minute, un minut. Ce anume? Înseamnă că pierzi și la apă. Nu, domnul, nu se știe. Nu se știe. Domnul Băsescu, în inteligența lui, care frizează geniu, pustiu, așa, i-a enervat pe toți. Și o va încasa cu brio. Bine. Să sperăm că în concordanță cu legea. Mai avem 3 minute. Un minut pentru fiecare în legătură cu acțiunea. Renunț la minutul meu, pentru că după ce a vorbit de Băsescu, nu mai pot să spun nimic. Am un lot de îngâtit. Doamna Denisa Popovici, vă rog. Eu sper ca acest meeting să-i aducă aminte și domnului prim-ministru și domnului ministru al transportilor, că totuși sănătatea și al muncii și al apărării. Sănătatea și siguranța circulației sunt mult mai importante decât interesele de grup ale salariaților din Ministerul Transporturilor, care întotdeauna nu au știut cum să facă să distrugă această rețea, deși în această rețea și-au vindecat mamele, tații, prietenii, prietenele, soțiile, verișoarele, unchii. Și și-au angajat jumătate din familie. Și în caz de război e nevoie și de boșură, și măcar să-ți instruiască nepoții, să nu moară degeaba, fără să știi ce au pus pe mine întâi. Eu sper ca domnul ministru Sorin Grindeanu să înțeleagă că poate să devină cel mai iubit ministru de către ceferiști prin aplicarea legii privind statutul personalului. Are dreptate să devină ministru, punct. Și, exact, și de asemenea acest guvern al României să devină iarăși un guvern al românilor. Care, a românilor,
care să rămână în memoria românilor ca fiind guvernul care respectă legile date de Parlamentul României. Pentru că trebuie să înțeleagă domnul prim-ministru și toți guvernanții că faptul că ei nu respectă legi date de Parlamentul României înseamnă că pentru poporul român rezultă foarte multă neîncredere în ei, atât în guvernul României cât și în Parlamentul României. Nu interesează. Dacă... Iar eu vreau să-i transmit unul, o mare rugăminte domnului ministru Grindeanu. Domnule ministru, fiți ministrul nostru. Da, domnul Dogaru. Domnul Dâncu este ministrul nostru. Păi își transmite, aveți domnule, mai mult curaj și faceți ce ne-ați promis. Asta ar fi cel mai bine. Deci, dacă mai aveți ceva de atâta, secție, domnul Rodrigo. Deci, ca să avem obiectivul realizat, sperăm ca mâine domnul prim-ministru, deci guvernul României, să înțeleagă deci, că românii pot avea salarii mai mari, pot să le crească măcar cu coeficientul. Dați-i voie să încheiem cu un citat din domnul Vasile Dâncu, cuvântarea din 24 februarie când a început războiul în Ucraina. Războiul nostru, adică al românilor, este cu facturile. Da. Mulțumesc mult pentru prezența în emisiune. Mulțumim telespectatorilor care ne-au urmărit. Mulțumim și noi. O seară frumoasă în continuare, numai bine.